Peștera Topolnița este situată în partea centrală a Podișului Mehedinți, între localitatea Marga și Cireșu, fiind una dintre cele mai inedite rezervații speologice din România, având zone unice în lume și fiind declarată monument al naturii. Peștera Topolnița este situată în județul Mehedinți. Aceasta este a doua peșteră din România, ca lungime și a 17-a din Europa. Dacă în trecut peștera era deschisă decât o dată pe an, atunci când era sărbătoarea căreia îi poartă numele, ținem să vă anunțăm că acum va fi deschisă în următoarele intervale de timp. 15 martie, 15 mai, 15 august, dar și de pe 1 până pe 15 noiembrie, pentru turiștii care își doresc să descopere lumea naturii. De anul acesta, peștera Topolnița nu se va mai deschide decât o singură dată pe an. Am reușit, în urma unui studiu făcut de Institutul de Speologie Emil Racoviță, am reușit să facem un regulament al peșterii Topolnița, avizat de institut și ulterior de Ministerul Mediului. Și am vrea să facem un anunț pe această cale. Turiștii sunt invitați să ne contacteze pe adresa de Facebook sau pe numărul de telefon al parcului și se pot înscrie pentru a parcurge cele patru trasee din peștera Topolnița identificate. Putem să oferim celor care nu au o cască cu lumină frontală și o pereche de cizme și putem conduce în minunata lumea a speologiei. Țin să mulțumesc pe această cale Consiliului Județean pentru sprijinul acordat, voluntarilor care ne-au ajutat în aceste demersuri și Institutului de Speologie în ultimul rând. Apele râului Topolnița, care ajung în subteran, au reușit să formeze galerii gigantice și extrem de spectaculoase. Galeriile create sunt împărțite pe 5 etaje, însă dintre toate, cea mai impresionantă din punct de vedere speologic este Galeria Racovița. Despre peșteră se știe că pe lângă titlul de gigant, deține mai multe galerii pline de fosile și subfosile. Peștera Topolnița are 4 etaje, unul activ, 2 subfosile și un fosil. Cel fosil este de clasă A și accesul publicului este restricționat. Se poate vizita doar pe o anumită bucată. Doar o anumită bucată din peșteră se poate vizita. Suntem aproape de intrarea în activ, în gura Prosecului. Râul Topolnița intră și străbate, peștera străbate partea de activ. Are în jur de 800 de metri, galeria activă, și iese prin gaura lui Ciocârdie. Conform speologilor, după ce se traversează portalul de 67 de metri înălțime și se ocolesc mai multe obstacole, se poate descoperi așa zise păduri de stalagmite și o deltă minerală urmată de o prăpastie.